Vreau să-i mulțumesc domnului rector, care a dat curs invitației mele să vină să anunțăm un proiect comun împreună. Este vorba de un proiect în domeniul sportiv. La solicitarea Federației Române din Handbal, la Suceava, să înființăm Centrul Național Olimpic de pregătire a juniorilor la handbal masculin. Sigur că primăria municipiului Suceava și-a dat acceptul, dar noi nu putem deveni singuri, de aceea suntem parteneri cu Universitatea în primul rând, la fel cu liceul sportiv, cu școala generală Ion Creangă și cu inspectoratul școlar. Urmează ca în perioada următoare să intrăm în Consiliul Local, să aprobăm acest protocol de colaborare, acest parteneriat cu Federația Română de Handbal, cu obligații de parte și de alta. Și eu zic că este un lucru bun și pentru viitorul handbalului sucevean. Așa cum se știe, echipa noastră de handbal a revenit în Liga Națională și îi felicit din suflet pentru acest succes, spun eu. Sigur că avem o formație tânără, o formație în curs de formare, dar împreună cu domnul rector, cu cei din Consiliul de Administrație, am avut discuții să facem o strategie ca în perioada următoare, și când spun perioada următoare, în următorii 3-4 ani de zile, să avem performanțe la handbal masculin, cum am avut acum 10 ani. Mi-aduc aminte că în anul 2005, la o discuție cu rectorul de atunci, domnul Graur, și cu domnul Gherban, de la decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, care era antrenorul echipei de handbal, am pus la cale un proiect de performanță a handbalului masculin la Suceava și am avut un parcurs de ceas elvețian. 3 ani mai târziu am jucat o finală de cupă europeană. Eu sper și acum la fel, în 3-4 ani de zile, să putem juca o finală de cupă europeană și la fel sunt convins că până atunci vom avea și o sală polivalentă la Suceava, așa cum se știe, este aprobată. Deja am avut discuții cu parlamentarii noștri de Suceava să facem lobby la aprobarea bugetului pentru anul 2021 să fie finanțată, în așa fel încât să demarăm lucrările la sala polivalentă și atunci când a venit performanța la handbal să avem și o sală polivalentă. Deci este un nou început pentru handbalul masculin. Acest proiect de Centru Național Olimpic la Suceava, de pregătire a juniorilor, sigur că ne va ajuta, pentru că copiii din Moldova vor veni aici, vor înființa clase, grupe, ei își vor desfășura activitatea de antrenament la școala Ion Creangă, vom vedea cu masă probabil la universitate, vom discuta la vremea respectivă. Primăria sprijină financiar acest proiect. Asta am vrut să vă anunțăm, eu zic că este un proiect important pentru viitorul handbalului sucevean,